Întâlnire cu scântei la Deva între sindicaliști și ministrul delegat pentru dialog social. Reprezentanții sindicatelor i-au reproșat Aureliei Cristea că nu s-a modificat legea dialogului social dată de guvernul Boc fără consultarea sindicatelor. Tema discuției de astăzi este legea dialogului social. De cazul de la asta au început în 2011, când guvernul Boc, printr-o asumare de răspundere, a modificat legea dialogului social. Data respectivă a fost singura țară din Uniunea Europeană la care s-a modificat legea dialogului social, fără ca partenerii sociali, respectiv centrale sindicale și 4 din 5 confederații patronale reprezentative, să solicite acest lucru. Sindicaliștii s-au plâns că angajații români suferă din cauza legislației actuale care favorizează multinaționalele. Multinaționalele din România sunt niște lagăre de muncă bine organizate. Nu este adevărat că nu sunt probleme acolo. Problemele acolo sunt, să zic așa, de altă natură, de asta am zis organizate. În ce sens? Salariile sunt foarte mici, deci locurile de muncă promise de guvernanți nu sunt bine plătite, în primul rând. Un sclav este cel care muncește pe mâncare și pe dormit. Putem să spunem că și salariații noștri sunt cei care trăiesc de la avans la plată și reușesc să-și plătească, poate, minimul, căldura, e necesară, mâncarea, și eu știu, dacă mai pot să-și mai plătească și o dată la bancă, nu știu. De cealaltă parte, ministrul a susținut că vina aparține partenerilor sociali care nu au reușit să se pună de acord asupra modificărilor legislative. Există nemulțumiri, le știm aceste nemulțumiri, am continuat să avem însă un dialog astfel încât să obținem un consens și din partea patronală cu privire la aceste modificări. Pe de altă parte, din aplicarea legii 62, evident că s-au născut și alte teme de modificare. Suntem în situația în care săptămâna trecută, în data de 15 octombrie, partenerii sociali, patronate și sindicate, confederațiile reprezentative la nivel național, au stabilit un termen de 60 de zile în care își vor pune de acord opiniile pe modificările la legea 62, urmând să ni le aducă la cunoștință pentru a putea fi transformate în inițiativă legislativă. Înființarea Oficiului pentru Mediere și Arbitraj, din care să facă parte reprezentanții sindicatelor, patronatelor și instituțiilor abilitate, ar conduce la diminuarea conflictelor dintre angajați și angajatori.